Ca șocant în Mehedinți, unde polițiștii verifică vânzarea în scopul căsătoriei forțate a două copile de 9 și 12 ani pentru doi galbeni. Cea care le-ar fi vândut era chiar bunica. Aceasta avea tutela printr-o decizie judecătorească pentru că mama minorelor are probleme psihice și nu poate avea grijă de ele. Cele două copile ar fi fost vândute unor familii din județele Gorj și Dolj, iar una dintre ele chiar revenise acasă pentru că era bătută de soțul de 15 ani. Dramatic este că fetițele care au ajuns acum în grijă la protecție copilului și-au început inclusiv viața sexuală împotriva voinței lor. Cele două fetițe provin dintr-o familie săracă și dezorganizată din comuna Malovăț. Pentru că mama are probleme de sănătate, copilele au fost încredințate prin hotărâre judecătorească bunicii. Vecinii spun că femeia le îngrija. Oamenii au rămas stupefiați când au aflat că le-ar fi vândut. Știu eu că nu a fost vândut. A plecat prima dată, a plecat o săptămână în vizită, ce am auzit de la ei, iar la fel. La sora lui mamă s-a socotit. A stat o săptămână acolo și, sau două, cam așa ceva. Pe urmă a venit acasă. Și a plecat amică în partea spre Dolj, nu știu pe unde a plecat, iar la fel. Tot la rude, dar acum eu știu ce-a fost. Să știți că la baba aici și i-am spus și la comisie, că zicea că nu știu ce, domne, din iulie și până acum trei porți de 100 și ceva de kg am acoperat de la mine pentru copii. Se jucau pe aici copiii, pe drum. Se jucau pe drum pe cea copiii. Dar nu ați remarcat că au dispărut și nu, că nu le... Nu, n-am remarcat, nu. Nu, că s-au jucat mult pe cea pe drum, se jucau toată vara, s-au jucat pe drum copiii pe cea așa. Cum erau fetițele? Erau bine. Zilele trecute, reprezentanții protecției copilului au primit o sesizare conform căreia copilele ar fi fost vândute în scopul căsătoriei unor familii de romi din Dolj și Gorj. Doi galbeni ar fi fost prețul acestei căsătorii forțate, pe care ar fi pus-o la cale bunica fetelor. În momentul descinderii celor de la protecția copilului, fata de 12 ani revenise acasă din cauza bătăilor pe care le primea de la soțul de 15 ani. Psihologii spun că cele două copile au trecut prin momente traumatizante și că și-au început inclusiv viața sexuală împotriva voinței lor. În prima zi în care au venit la noi în centru, fetele erau puțin debusolate pe bună dreptate de situația în care se aflau. Au fost introduse într-un program de consiliere. În prezent sunt, putem spune, aproape echilibrate emoțional și se lucrează în continuare la depășirea problemei cu care se confruntă. Pot rămâne cu traumă? Noi încercăm să le ajutăm, depunem tot efortul ca fetițele să nu rămână cu niciun fel de traumă. Vom vedea pe parcurs cum evoluează echilibrarea lor. Au constatat din declarații că, într-adevăr, din păcate, situația se confirmă. Este vorba despre două surori, una de 9 ani, cealaltă de 12 ani, căsătorite contra unor sume de bani, mai exact un galben, asta ni s-a spus din declarațiile fetițelor și a bunicii, una dintre ele căsătorită cu forța, evident, în județul Dolj, cealaltă căsătorită în localitatea Motru. Între timp, cea căsătorită în localitatea Motru, vorbind de minora de 12 ani, s-a și întors la domiciliul bunicii din cauza faptului că era bătută, spune ea, de familia în care ajunsese. Evident că am dispus de urgență măsurile care se impuneau. Cele două fete au ajuns într-un centru al DGSPC Mehedinți. Am făcut deja hârtii către adrese oficiale către Inspectoratul Județean de Poliție și către parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți pentru a cerceta această speță și a lua măsurile care se impun. Cazul celor două copile face și obiectul unei anchete declanșate de polițiștii de la IPJ Mehedinți. La data de 2 noiembrie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți cu privire la faptul că la data de 1 noiembrie anul curent au fost internate în centrul de primire, în regim urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat din cadrul acestei instituții, două minore cu vârste de 12 ani, respectiv 9 ani, care se aflau în plasament la bunica maternă, o femeie de 56 de ani din comuna Malovăț. Cu ocazia internării, minora de 12 ani a relatat că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Cele două minore au fost prezentate Serviciului de Medicină Legală Mehedinți în vederea examinării, efectuându-se cercetări pentru stabilirea situației de fapt. Polițiștii desfășoară cercetări pentru rele tratamente aplicate minorului și agresiune sexuală.